Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în parteneria cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș, a organizat Cafeneaua Oamenilor de Afaceri. Seminarul de informare, ce a avut ca temă principală codul muncii, a reunit aproximativ 35 de reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Maramureș. S-au purtat discuții legate de legea 132 din 2019, care, odată cu data de 18 iulie, a adus noi modificări și completări reglementărilor privind zilierii. Contractele colective de muncă, regulamentul intern al firmelor, detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale și alte subiecte de interes abordate atât de participanți, cât și de Mircea Onea, consilier relații publice în cadrul ITM Maramureș. Tot în cadrul cafenelei oamenilor de afaceri, cei prezenți au fost informați despre noul site al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și despre expoziția de bunuri de la consum Expo Marmația, ce va avea loc în perioada 9-11 august la Sighetul Marmației.